Fratinilor, vă că tata Nelson Mondialul, bineînțeles, sigur că da, ciucuraș cu două ciucăre, șapte cu două cu ciucăre, șapte cu două ciucăre are tata. De ce? Pentru că-s bandit. Bradul-i pregătit. Uitați-l de aici, de sus în jos, așa, și-l avem de jos în sus. Acum, ție tata, care mă înjură, să-i bacarul în gură. În fine, tine tata Nelson Mondialul, am peste 30 de copii care vor apărea în dedicațiile brădulețului meu. Cei care vor apărea în dedicațiile brădulețului meu vor fi și brădulețul lor. După dedicațiile care le fac live, bineînțeles, nu o să fac premieră sau din asta, o să intru live. O să anunț, pentru că am vrut să-l fac în seara asta, dar nu-l fac în seara asta, n-ai material, n-ai tulfeș. Nu-i grabă, nu-i concurs. Pe lângă dedicațiile care o să-l fac, toți care intră în aceste dedicații cu brădulețul, o să aibă și un cadou surpriză din partea mea. Ce vreau să vă spun? Îmi pare foarte rău, unul nu a intrat pe mine din câștigătorii de la jocul Aventură cu Nelson să îmi mulțumească. Mulțumesc, domnul Nelson. Unul nu a intrat pe mine. Înțelegi? Acum aștept din pachetele care le-am trimis, bundița cu puloverașul și alea și camerele, să vedem. Mă, dacă nu, auzi, lumea așa e lumea făcută. Mie nu-mi pare rău niciodată de un lucru care îl fac și care l-am făcut, nu o să-mi pară rău, never. Because my name is Nelson Mondialu. What can I do you când Nelson Mondialu se înțelege tuto? Understand? Understand. Deci, nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Tata merge înainte cu voi. Deci, cei care o să intre în brăduleț o să aibă surpriză. Acum, separată. O să fie bucurie mare pe ei. Acum vreau să vă mai spun ceva. Eu am zis atunci, doar paginile Facebook care sunt lăsate în acel clip vor fi expuse. Au fost multe pagini, o parte din ele le-am refuzat pentru că când am dat pe pagina lor nu am putut să găsesc poze. Înțelegeți? A fost pagină făcută cu o poză și salut. Eu am, la restul pozelor am stat, am citit comenturi să mă realizez în decisivă dacă e pagină originală sau nu. Deci să nu fiți supărați. Altă dată să citiți. Sau alții care mi-au scris. Nelson, asta e pagina și mi-au scris. Să zic Radu Ion. Pe stau eu să caut care e Radu Ion pe Facebook. A? Nu se poate așa ceva. În fine. Deci ăsta e anunțul meu pentru live-ul care urmează. Pentru cei care au câștigat, îmi pare foarte rău că nu-i gestul. Mulțumim domnul Nelson pentru inițiativă. Acum așteptăm pe ăștia care le-am trimis cadou să vedem. Bă, nu-i problemă, lasă. Banii o să fie. Asta e anunțul. Bani o să fie, domnilor, o să fie bani. Uite așa ne-a cărămis de bani, măi, alo, măi. Pentru toți care ați râs de mine în clipul că v-am mințit și din alea că sunt sărac, înțelegeți? O parte a început să comentează, ea cred că s-a uitat pentru prima dată la clipurile mele, nu știe. Clipul ăla, o parte și-o dat seama. Clipul ăla l-am făcut, bineînțeles, ca să răcoresc rărunț în lista canceroasă. Păi cum să fiu eu, mă, sărac, mă? Mă, cum să fiu eu, mă, sărac? Uitați, astăzi e duminică. Cum să fiu sărac, mă? Uitați ce mâncă gura mea, mă. Uitați ce stați așa. Cum să fiu eu, mă, sărac, mă? Uitați, mă, scoici, măi, cu crevezi, mă. La mine asta e... Uitați spaghetile pregătite... Uitați-le aici, numai să-l pun așa și aici avem ce?
Bineînțeles, din ăla cu poțonie. Cu poțonie. Păi cum să fiu, mă, sărac, mă? Ha? Am făcut clipul. Cum, mă? Uitați-mă, dragi apartament. Dar uitați, bec, mă. Uitați-mă, bec. Stați așa să vă pun pe bec. Uitați-mă, bec, mă, ce bec am, mă. Uitați-mă, bec, cu aur, mă. Filigram de aur și cu ce? Uitați cu ce? Cu piatră din aia, știți voi, vânjosă și uitați în loc de bec ce am, dudă. Uitați-mă în loc de bec ce am, dudă. Pe când vreodată să fiu eu sărac, mă? Când la mine arde 48 de becuri. Tine, tata, nețo mondialul. Păi eu-s bogat, mă, și dau și la alții, mă. Am făcut așa ca să îmi bucur. Să-mi bucur prostimea din lista neagră. Înțelegeți voi cum stă treaba. Te mă uit la ăsta ca să-l bag în amanet sau să nu-l bag în amanet. Te mă uit să-l bag în amanet, să nu-l bag în amanet. Păi mă, voi vedeți, mă, deasupra la Padre Pio l-am pus aici ca Padre Pio să se roage pentru... Înțelegeți voi? Nu credeți voi că stă orice la mine așa pe tavan, numai așa expus, că stă el pe tavan. Nu. Pisica-i pusă pe o rânduire. Vă mai amintiți de pisica mea? Miau! Miau, miau, miau! Pisica-i pusă pe o rânduire, animalele exotice aici îs, veverița îi în bine, în relax bun, își revine. Deci la mine în casă e viață, mă, e viață, mă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru... Exact, mă, am uitat să vă arăt ceva. Ăștia cu articolul 13, ați văzut ce scrie acolo, eu l-am citit tot. Deci că se închide YouTube-ul și alea, nu mă, n-ați, se închide, lăsați că vedeți voi. Spasmurile, tot ce primești spasm după ce-ți verificate. În fine, nu trecem acolo că n-avem relații noi pe ăstea. Uitați-mă cum stă moșulețul, numai-s gata pregătiți. Fiți atenți, îți gata pregătiți o rânduire. O rânduire, gata, pregătiți, nia. Ioi șăruta mea și moșulețu. Ioi șăruta mea și moșulețu. Ioi șăruta mea și moșulețu. Uitați-mi, moșulețu, mă. Uitați-mi, moșulețu, mă. Miau, miau, miau. Înțelegeți? Mai avem de lucru. Dezastru, clipurile se încarcă, după cum vedeți, bang, 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 veverița, șama șarodio tata pâța, șama șarodio tata pâța, unde este bășâna mea frumoasă? E acolo, nici nu vrea să întorcă capul, nu ai șarutam eu, eu ai șarutam eu, întâi rădică botul, rădică botul, rădică botul. Ioi când stai acolo cu minte. Afară frumusețea naturală, ninge, mă, ninge, mă. Uitați, priveliște, ninge, mă. Frumusețea, frumusețea. Întorc camera de acolo că poate mi-o strică. Și mă șarute, ta-ta-ta-ta, pâța. Doamne, dă să-și revină. Doamne, dă să revină. O să vină și clipul cap-codă care am promis cu tot apartamentul. Înțelegeți? Am făcut calculile. 650 de milioane m-a costat ultima cameră. 650 de milioane. Eu-s bogat, mă. Eu-s bogat. Vă țuc lista de aur. Vă țuc. După cum am zis, când fac premieră, dacă cine înjură și vorbește urât, înțelegeți, îl scot afară. Îl scot afară și ieri unul care tot mă urmărea și i-am dat răspunsuri și o permis ieri să înjure. Gabi Crișan. Trag în gură la lista de aur. Nu se poate așa ceva. E blocaj. Înțelegeți? La mine nu merge cu din astea, că eu v-am spus, sunt instigatori. Sunt instigatori care instigă. Instigatorii merge unde? La pușcărie, Nelson. Au fost șmecher și va fi tot timpul, mă, uitați-l, mă. Uitați-vă, cu lanțul meu, uitați-vă, când lumea nu știe ce înseamnă aia, Nelson are cu avea, mă. Ia uitați-vă, înțelegeți?
Cine? Bună ziua, domnule, sunt din Arad, sunt am venit cu treabă pe Cluj și trebuie să... Numai tu singur ești? Da, mai am prieteni în mașină care ești. Da? Da. Cheamă... Vrea să vie și ei sus la o cafea? Poate vrea dacă se poate. Cheamă-i! Cheamă-i! Acum... Cheamă-i! Cheamă-i dacă ați venit din Arad, băi, nu să mă tâlhăriți s-o din ele. Odată prima de bloc, am întrebat de... Hai! Hai la sus, bă, din Arad, bă, uitați, no, la ce ziceți, bă? Vin, mă, vin oamenii ca să mă văd, că mă iubește, mă. Mă iubește arădenii, mă iubește timișorenii, mă iubește toată țara. Și Mircea Nebunul mă iubește, mă ascultați ce vă spun, să mă arăt ce mai scump dacă nu. Și Mircea Nebunul, și el, că-i de-aia e nebun, ca și mine, și eu sunt nebun, numai că e o diferență de vârstă între mine și el. Înțelegi, eu sunt mai în vârstă, dar și el e nebun. O pus botul și el la niște îmbârligări de la coptii din ăștia sugăcei de pe ăsta, dar și el ăla mă iubește, mă, să nu-mi ajute Dumnezeu, am curat să bag mâna în foc. Ascultați ce vă spun. Tata e iubit, mă. E iubit de toată lumea. Și îmi pare foarte bine că-s iubit, mă plimb ca la pușcărie, nici că n-am bani în buzunare. Așa mă plimbam pe hol în pușcărie când nu avem țigări. Să mor eu dacă nu. Fiți atenți, mai multă mișcare făceam în pușcărie ca și aici. Mai multă mișcare făceam în pușcărie. Aici mă trezesc, stau cu voi, mai câte un hemoroi la cur, dar nu... nu am, dar pot să faci, nu am. Eu fac câte 350 de genuflexiuni dimineața, 350 la amiază, 350 seara. Calculați, 1800 genuflexiuni. Face toată genuflexiuni. Voi nici nu știți ce înseamnă genuflexiunea adevărată. Înțelegeți? Toți care a zis că nu m-am dus nu știu ce la nu știu ce meci, că mi-e frică. Bă, tăceți din gură, mă. Nu m-am dus pentru că, uite-te, dacă mă ducem la meci, fii atent și la Paris. Trebuia să merg la meciul lui Negru, al lui Beni, în Olanda sau Belgia. Deci trebuia să iau avionul la Paris, de la Paris trebuia să plec cu Majarul și auziți, a doua zi, eu deja astăzi trebuia să fiu la Paris și a doua zi, revolt acolo, avioanele oprite. Nu mai ajungem acasă, meream acolo, la Craiova, Veverița bolnavă. Dar atunci, că eu, bă, a fost, bă, să plec, bă, cu ei, bă, în mașină. Și când am fost în mașină, mă sună Liana disperată. Hai că Veverița moare. Înțelegeți? Eu nu-l las, mă, pe primul loc, e la mine familia, mă, și animalul de companie, mă. Care animal de companie, Veveriță, mai greu, mai greu. Veverița mea care a fost dată la televizor, mâncava. Păi voi vă dați seama? Poate mă tâlhărește ăștia. Au venit cu mâna goală, mă, mâncață. Nu se poate așa ceva. Ha? La mine vii, mă. Pe cum? Deci, domnilor, cam asta e problema. Ca să nu tăceți din gură, măi. Măi, latră javrile pe afară, măi, Bogdan de la Cluj, mă. Intrați. Nu sunteți murdare așa. Nu te descălțați cu... Cam greu. Na, hai. O colindă nimic, cu mânurile goale m-ați venit, mă, n-ați venit cu o ciocolată, cu barosăneală, cu nimic. Nu ne așteptam să vă găsăm, am întrebat. Și a zis să nu rămâneți cu... Nu ne așteptam să vă găsăm, păi eram în timpul clipului, acum nu mai intrăm, că n-ați zis gata. Deci, băi, salută, că ăsta salută băieți, salută lumea. Salutare, alo, Aradu, vă salută, băi, Aradu, băi. Vă salută Aradu, băi, alo, Facebook-ul, YouTube-ul și alte variațiuni de lume interlopă. Bun, hai de asta jos. Întrerupem ca să... Luați loc, o cafea, ceva? Dacă aveți o cafea, dacă nu... Dar cum să nu am, prietine? Bă, dar ce... Jumătate de Cluj. Da, am întrebat oamenii. Domnul Nelson Pop, Nelson Mondeală. Și nu știu lumea. Știu. Trebuia să întreb un câine, opreai un câine pe drum, Nelson, și vine te ghida până la mine la bloc. Am uitat și pe YouTube, să vedem. A, vă pupă, tata, ceau!